Aša, solo tady toto mě šíbí, nevím, jestli on epizodu sám frácí, nebo na čistý epizod najde se ti baš avea întrebare. În care am să vă las un straw poll în descriere să răspundeți, dar înainte să începem acest episod, nu ezita să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă vă place ceea ce fac. Bă, zilele astea mi-am overclockat procesorul și o să încerc să joc cele mai noi jocuri, pentru că eu în cele mai noi jocuri când filmez cu OBS-ul 1080p60 fps-uri, mai am frame drop-uri și nu cred că voi ați vrea să vedeți un videoclip plin de frame drop-uri, pentru că n-am cel mai bun procesor, adică am un i5 generația 4, mai vechi un pic. Bine, mă refer la, adică GTA 5 și astea merg. Și da, ziceți în comentarii ce jocuri ați vrea să mai vedeți pe acest canal, pentru că văd că în ultima vreme foarte mulți abonați cresc și vă mulțumesc foarte mult că vă abonați și bun venit celor noi. Am făcut într-o săptămână 100 și ceva de abonați, fraților, deci vă mulțumesc foarte mult. Da, deci cei noi sau și cei vechi, nu vă oprește nimeni. Ziceți în comentarii cam ce jocuri ați vrea să mai vedeți pe canal. Zilele astea o să mă apuc de CSGO, o să fac un live stream. Noi suntem azi vineri, mâine, când îmi trece și banul pe CSGO, o să fac un live stream cu competitiv. Păi mi-am făcut niște setări pentru live. O să fie, cred că, da, o să fie full HD, pentru că live-urile de până acum erau doar HD, că aveam frame drops, dar am făcut niște setări la OBS și acum pot să fac live 1080p lejer în 200 de fps-uri. Deci o să fac live mâine, să fiți pe canal, deci nu uitați să fiți pe canal. Și în acest episod nu știu exact ce ai putea să faci cu 200 de player pe server, dar nu știu, mă gândeam să facem ceva job și să mai discutăm, pentru că voi mă bateți la cap să postez sam, să vedem, miner. Hai să muncim ca miner și o să povestim chestii interesante. Deci aș vrea să vă mai întreb ce ați mai vrea să postez pe canal, în afară de sam, pentru că sam oricum rămâne prestabilit, pentru că majoritatea sunt pe canalul ăsta doar pentru seria de sam. Dar așa, ce ați mai vrea să vedeți pe lângă? Ce este interesant? O să fac și GTA 5 dacă vreți, o să fac și, nu știu, și alte jocuri. Chiar habar nu am ce jocuri ați vrea să vedeți pe canal, deci puteți să ziceți în comentarii, pentru că eu pot să joc orice, dar nu știu dacă vă place vouă. Adică nu știu dacă voi ați vrea să vedeți Minecraft, de exemplu, pe canal, că eu pot să joc și pentru abonații mei, joc și Minecraft și puii mei, dar nu știu dacă v-ar plăcea voi să vedeți Minecraft pe canal, pentru că Minecraft face tot YouTube-ul românesc în ziua de azi, deci nu e chiar ok. Așa că aș ruga să ziceți în comentarii ce serie ați vrea să începem. A, și by the way, modurile le aveți în descriere, pentru că s-au strâns 30 de like-uri la episodul la care v-am zis că vă dau modurile. Deci, modurile, link în descriere. Stale lui Wake de Mafie. Mă rog, aveți link-ul în descriere care vă duce fix acolo. În caz de am pus videoclipul și am uitat să pun link-ul, vă rog, cereți-l în comentarii, că îl filmez la 1 noaptea. Nu știu dacă o să mai țin minte să pun link-ul în comentarii după episodul ăsta. Așa că în caz de uit, vă rog, mi-am amintiți-mi în comentarii, zi: băi, fraier, uita să pui link-ul, fă mămă de prost. Na, glumeam. Na, și în weekendul ăsta o să-mi instalez și eu câteva jocuri. Pentru, bine, le-am peste 100 și ceva de jocuri, 120 de jocuri pe Steam, dar nu m-am gândit ce să filmez. O să filmez și Battlefield, doamne, Call of Duty Black Ops 3. Dacă vă place, nu știu, eu v-am zis, lăsați-vă propunerea în comentarii. Episodul ăsta o să apară undeva pe la ora 6 sau 7, nu știu, 6 cred că, 5-6 o să apară, mă scuzați, dar am postat videoclipul ăla cu The Link și cam despre el unele chestii, să nu mai zic în videoclipul ăsta, nu vă dau spoilere, chiar dacă deja episodul l-ai postat de câteva ore. Da, am văzut și eu videoclipul ăla acum câteva zile și am zis să fac chestia asta, pentru că nu mi se pare, frate, normal să faci chestia asta, să minți așa abonații, că PC de 17 milioane poate să ruleze GTA 5 pe Ultra, și v-am demonstrat că nici PC-ul meu, care e un PC destul de bun, nu poate să ruleze GTA 16 cu totul pe Ultra. Jucabil, poate să-l ruleze, dar 30 de FPS-uri, 40, și mie nu mi se pare jucabil. Așa că, na. Caut tovară. Și sunt un tip de treabă. Hai să vedem cine e tipul ăsta. Ștefan MD27. Da, și dacă vreți, o să mă apuc de sketch-uri. Acum n-am idee, nu vreau să mă fac de căcat pe YouTube, așa că o să încerc să am idei cât mai bune de sketch-uri. Deci dați-mi idei în comentarii ce sketch-uri, adică, bine, ceva original. Nu-mi place să fac chestii neoriginale, chiar dacă multe chestii de pe canalul ăsta sunt neoriginale. Nu-mi place mie, frate. Adică, bine, unele chestii chiar trebuie să le faci, pentru că mai cu, frate. Dar, de exemplu, eu clickbait n-am făcut în viața mea și nici nu o să fac. Nu cred, nu știu, dar nu cred că o să fac, frate, clickbait. Mi se pare o tâmpenie, adică abonații o să ajungă să nu mai aibă încredere în tine. Quit job, slash get job. Abonații o să înceapă să nu mai aibă încredere în tine că tu faci clickbait în continuu, știi? Și nu e, frate, ok, nu e ok.
Și faza aia cu videoclipul ăla cu The Link de mai demult, care sunt vreo 4-5.000 de vizionări sau nu știu ceva de genul, vă mulțumesc foarte mult. Nu știu, like-uri, dislike-uri, nu știu exact, le-am dezactivat pentru că s-au strâns ceva dislike-uri, au fost ceva de dislike-uri sau 50 de dislike-uri, nu mai știu. Dar ăsta e adevărul, frate, îmi pare rău că mi-au hate, dar ăsta e adevărul, frate. N-ai cum să nu te abții să faci chestii de genul și să ia atenționez, pentru că, uite, unii au PC de gaming, au PC bun sau au PC mai slab și cred că e de gaming, da? Nu se pricep așa la PC-uri. Uite, nici eu nu sunt cel mai bun la PC-uri, dar știu esențialul, adică știu ce PC să-mi aleg, știu cam ce componente ar trebui, ce caracteristici ar trebui să aibă un procesor sau o placă video ca să meargă ok, știi? Adică unul vede i7, dai de la un i7 de 6 milioane. Păi, pentru el i7-le ăla e foarte bun, e ceva de genul, băi, ce i7, băi, i7, cum adică? Adică e i7, ultimul, nu mai stă i8. Dar nu e adevărat. Dacă iei un i5 ca al meu și îl compari cu un i7 de generația a treia sau a doua, e mai bun i5-ul ăsta. Pentru că e generația mai veche, el nu are caracteristicile la fel, știi? Și pana mea. Oricum, v-am zis, o să-mi fac upgrade la PC. Nu acum. Când o să mai meargă bine jocurile. Deocamdată n-am avut probleme prea mari. În Battlefield 1 am încercat să joc pe contul unui prieten de origine și mai făcea frame drop-uri, dar am dat pe High Ultra, erau toate pe Ultra și făceam. Acum am dat pe High Ultra și văd că n-am probleme, am 70-80 de FPS-uri. Așa că o să încep și o serie de Battlefield 1, dacă vreți. Ziceți în comentarii. Eu vă las să ziceți ce vreți în comentarii, nu vă oblig să ziceți ceva. Hai să mergem să minăm. Deci, da, asta a fost așa mai mult un video să postez și eu să am și să vă anunț, pentru că dacă n-aveam idei să filmez ceva, chiar nu. Deci mi se pare o tâmpenie, frate. Unii postează videoclipuri doar să fie postate, nu să-și câștige existența, știi? Bine, nici eu nu să-mi câștige existența, adică eu nu o fac, frate, pentru bani sau pentru să am așa videoclipuri postate în prostie. Nu, eu o fac pentru că voi mă susțineți și chiar, da, îmi place să interacționez cu lumea, adică, uite, eu cum filmez. Sau nu, eu cum filmez, când filmez vreau interacționez, dar cu filmările câștigi existența, adică dacă ai 10 abonați și faci un live, sunt două persoane la tine pe live, una, două persoane, și n-ai cu cine să vorbești, și persoana aia ești tu. Dar, uite, când ai câțiva abonați acolo, se strâng persoane pe live, mai vorbești cu ele, te întâlnești cu ele în joc, pana mea, frate. Oricum, e șmecheră chestia asta și nu o fac ca alți youtuberi pentru bani. Bine, nu dacă faci review-uri la tastaturi și alea, adică, pana mea, frate, majoritatea care au mulți abonați, adică, deși eu dacă aș avea 60-70 de mii de abonați, aș face vreo 40% pentru 30-40% pentru bani și 60% de distracție și când pur și simplu văd rating-ul, știi? Dar n-ai cum, frate, să nu o faci deloc pentru bani, n-ai. Ce dracu, mă? Adică, uite, ai, nu dau nume, că după aia îmi faceți hate. Sau, uite, nu iau chiar nume de rău, dar crede-mă, frate, uite, sunt oamenii de 25 de ani, sau și mai mari în România care fac YouTube. Crezi că, uite, de exemplu, Tequila, care are 1 milion, sau Ilias Vlogs, care are 1 milion, nu, deci nu îi fac hate în niciun caz. Deci nu îi fac în niciun caz hate, nu mai iau de el nimic, deci nu trebuie să săriți pe mine. Pur și simplu zic, crezi că el își ocupă toată ziua stând cu camera în mână, sau, bine, nu toată ziua, dar crezi că își ocupă ziua așa să stea, atunci când făcea daily vloguri multe, acum nu știu dacă mai face, crezi că își ocupă toată ziua, adică pe gratis, crezi că și-o ocupa? Nu, nu și-o ocupa. Poate posta, dar mai rar. Dar, da, asta e faza. Pentru asta se face majoritatea YouTube-ului. Adică, bine, eu, dacă vă zic câți bani am scos până acum din YouTube, o să, nu știu, o să nebuniți, frate. O să ziceți că fac YouTube degeaba. Da, nu, eu nu fac YouTube degeaba. Mie îmi convine și așa. Eu sunt mulțumit. Gândiți-vă că eu, dacă nu erați voi acum, nu aveam PC-ul ăsta. Aveam o praștie de aia de Pentium, care mă juca Minecraft în 20 de FPS-uri și aia e. Dar am investit pentru voi. Puteam, drecu, să-mi iau și o, uite. Ai de capul multe răsunate rănute. Puteam să-mi iau chestii mult mai interesante? Gândiți-vă. Puteam să mă duc, uite, în drecu. Puteam să mă duc în vacanță, nu știu ce. Nu, mi-am luat PC, frate. Că, n-ai să... Adică, gândiți-vă. Bine, adevărul e că stau mult pe PC de când m-am apucat de YouTube. Adică înainte să mă apuc de YouTube, stăteam 2 ore pe zi. Câștig 700. E ok, hai să intrăm în mașinuța noastră. Unde e mașinuța noastră? Bine, adevărul e că înainte să mă apuc de YouTube, stăteam vreo 2-3 ore pe PC pe zi. Maxim 2-3 ore. Dar acum stau 6 ore, 7 ore. Cam așa. Pentru că trebuie să-mi filmez toate episoadele, trebuie să le editez. Pentru că nu merge chiar așa. Uite, episodul ăla cu Dălin cam stat 30 de minute la render.
Deja, e ceva, frate, nu e așa imediat, gata, îl filmezi și îl bagi. Nu e așa, frate. Și bine, îl bagi, adică așa, în 5 minute, nu, pentru că un videoclip în calitate mare, cum filmează majoritatea YouTuberilor, se postează în ceva, se postează în vreo 20 de minute, jumătate de oră, depinde și de net, dar na. Ce să faci? Bine, am auzit că România e cel mai rapid net, adică alții în alte țări nu au așa net rapid ca noi. Și alții, gândiți-vă cât se editează alții din străinătate, gen PewDiePie. Bine, cred că la el e netul bun, nu știu exact, dar hai să vedem ce mai putem să facem, că la ora 2 chiar nu, ai ce să faci pe Sam. Mai ales în timpul weekendului, așa în timpul săptămânii, mai ales în timpul weekendului, ai 500 de player pe acolo la ora 2, ai ce să faci, dar la ora 2 în timpul săptămânii, n-ai ce să faci, frate. Ce job mai este, frate? Jobs. Curier, stai ăla de duce o mașină cu puțin HP din câte știu, nu? Hai să mergem la curier, că n-am ce să fac altceva. Deci, quit job. Da. Și vă mai amintesc încă o dată, pentru cei care au ajuns aici, nu cred că au ajuns prea mulți aici, dar cine a ajuns până aici la videoclip să zică eu în comentarii. Da, deci cine a ajuns până aici la video să zică eu. Eu am ajuns, mă rog, să zică eu am ajuns. Să văd dacă am abonați adevărați care se uită la videoclipuri până la capăt. Bine, nu contează neapărat, pentru mine nu contează neapărat să uiți până la capăt, pentru că nici eu nu mă prea uit la videoclipuri așa de mult. Mă mai și eu așa de plictiseala, mai, când mai bag ceva, un popcorn în mine, nu știu, dar așa nu mă prea uit la videoclipuri pe YouTube, nu. Pur și simplu, nu îmi place. Mai bine să stau naiba și... Bine, mai intru să mă uit, adică uite, la cine mă uit eu acum, mă mai uit la Awake și cam atât. Ba nu, mă mai uit la, mă rog, mă uit la câțiva, frate, dar la Awake mai mult la CSGO, că așa când mă plictisesc și mai stau drept cu noaptea, am pat cu telefonul în mână, că uite, acum când mă duc în pat, nu o să mă culc instant, ce că coaie. Mâine e vineri, nu am ce să fac mâine, am drept cu materii ușoare și na, o să stau pe telefon în pat și mă mai pe YouTube vreo 20 de minute. Până se și aplaudează videoclipul, pentru că nu o să l-a spus eu pornit. Nu se aplaudeze, mi se pare o tâmpenie. Să-ți lași PC-ul pornit să se aplaudeze un videoclip pentru 20 de minute să stai trează în plus. Nu, e chiar nu. Și na. Hai de capul meu, bă. Când... A, dar e în lăvă, bă. Ai, 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 bă. E acolo, Gita, mai în colț, acolo. Băgat, săracul. Cumpăr casă cu parcare mare, Calmi sau SMS. De fapt, nu o să mă duc. Cancel, fine, cancel, fine. Kill CP, stai un pic. Așa. Jobs, hai să mergem la detectiv. Deci, ui, job. Nu ai loc de muncă. Ok. Hai să mergem la detectiv să-mi iau jobul înapoi. Și da, eu am dat doar o licență, este vineri. Mâine, poi mâine, trebuie să ne prezentăm cu raportul la ora 23:59. Oricum o să mi-l fac, pentru că mâine o să stau mai mult online pe SAM. O să mi-l fac raportul și aia e. Cred că am undeva pe la 30 de zile în facțiunea asta. V-am zis, o stau pe la 50 de zile ca să nu stau aiurea și după aceea mă duc, salut! Și o să intru în mafie, v-am zis. Cred că, nu știu, nu aș mai vrea să intru în facțiune, pentru că deja văd, cresc abonații, alea, îi fac și alte jocuri, nu mai Samp. Adică, bine, acum lumea nu știu pentru ce s-au abonat. Dar văd că Samp strânge cel mai mare feedback, așa că, nu știu, s-ar putea să intru, dar ceva, nu știu, frate. Mafie cu puține târfuri, că n-au atât de multe oruri. Adică, alea cu puține târfuri au dracu un or odată la 2 zile, știi? Și n-aia m-aș putea descurca și eu. Că mai trebuie să mai va filmez și eu alte jocuri, să alea mai fără raport, mai alea, nu am timp așa de mai și școală, și școala mi se pare mult mai importantă decât Samp, naiba. Credeți-mă, mai bine stau naiba și îmi fac un viitor decât să joc Samp și după aia să aflu că am rămas cu regele la 10 materii și rămân drept cu repetent, știi? E mult mai importantă școala, dați seama, chiar dacă nu învăț eu de nota 10, e mult mai importantă. What the fuck, știi? Și na, n-ai ce să faci, trebuie. Bine, oricum am timp, în weekend stau toată ziua filmez episoade și le programez pentru săptămână când nu o să am timp, vă dați seama. Adică când o să dau teste și chestii de genul, dar azi chiar am scăpat, deci, mă rog, ieri au trecut de ora 12, am scăpat, frate, deci trebuia să dăm test la geogra, la fizică și aveam și bio, și deci trebuia să fac și la bio. Și la bio nu ne-au ascultat și la fizică nu ne-au mai dat test, au zis că îl dăm miercurea viitoare și chiar mă bucur că nu mai dăm test la fizică. Chiar dacă la chimie am putea să dăm test, nu cred că o să dăm, dar mă rog. La chimie avem fisuicile, nu? Glumeam. Nu știu, bulangiu de ăla cu fisuici. Cât o dată, că nu mai văz, așa, în rest, nu. Nu spune cu fisuici. Ai, mă recunoaște, naiba, mai pe... Ce dracu?
What? Ok. A, recunoaște, dă, mințiți acum, ce facem aici, frate? Adică, n-ai, că, ai, recunoaște la care fiți acum la mine, ai copiaș tu măcar o dată, ai, nu mi, nu, mai să nu mințim. Ai copiaș tu măcar o dată, măcar așa de 2-3 ore, ai colegul de bancă, un coleg de la bun, hai, mă, recunoaște, nu fi așa de timid. Da, n-ai, nu, nimic, chiar. Până și cea mai bună colegă de la noi din clasă, cred că a copiat măcar o dată. N-ai cum, frate, n-ai cum să nu copiezi, ce naiba? Nu e școală fără copiat, like, what the fuck? Trebuie, nu, ci până și profesorii au copiat, frate. Până și profesorii, nu contează. Aoleu, intră înapoi. N-ai cum, frate, să nu copiezi, dă-o în pui mei de treabă, frate. N-ai cum, imposibil fără copiat, n-ai. Măcar o dată, n-ai cum. Hai să plătești noi asigurarea și după aia o să încheiem episodul, că deja filmăm de 15 minute. V-am zis, asta a fost mai mult așa ca un info video, dar nu-mi place să fac videouri așa seci pe canal care să fie gen ca la alte canale. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un info video. Astăzi o să vă zic că o să fim live pe Twitch și da, salut. Nu-mi place să fac videouri de genul. Mi se pare o tâmpenie, nu se uită nici Dracula ele și strici și numărul de viewer. Mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Să ziceți în comentarii și să votați la straupul din descriere. Să votați la straupul din descriere ce jocuri ați vrea să joc. Aveți acolo câteva jocuri enumerate. Bă, nu, la straupul din descriere să votați dacă vreți, da, ce jocuri vreți. Aveți straupul în descriere și ne vedem data viitoare. Salut!